Încercăm să facem o transmisiune despre un subiect pe care am încercat să-l ocolesc, soarta mișcării populare, dragi prieteni, și în general discuția este despre cum arată construcțiile politice la noi, cât de consecvente sunt angajamentele politicienilor pe care noi îi trimitem la Bruxelles, pe care îi plătim cu bani frumoși, cu zeci de mii de euro lunar. Sunt într-o mașină și mă îndrept cu niște prieteni dragi. În spate este da, spuneam că suntem într-o transmisiune live pe YouTube și încercăm, doamnelor și domnilor, să punem această întrebare. Ce se întâmplă cu mișcarea populară? Ce se întâmplă cu construcțiile politice care își trădează electoratul? Mișcarea populară a fost un proiect al lui Traian Băsescu care să așeze un număr de oameni politici la dreapta PDL-ului, care era mai degrabă un partid centrist, și mișcarea populară a captat imaginația unui public în anii 2014, după care în 2013-2014 oameni respectabili vorbeau despre alternativa la PDL, apoi a venit Elena Udrea și soluția Elena Udrea a înfundat partidul. S-a încercat o resuscitare a acestui partid în 2019 prin candidatura lui Teodor Paleologu. N-a fost o resuscitare tocmai fericită. Teodor Paleologu nu a luat mai mult la prezidențiale decât Elena Udrea în 2014 și astăzi vedem că Partidul Mișcarea Populară se află în incapacitatea de a pune o listă necontestată, respectată de către parteneri și mai ales recunoscută de către instituțiile statului la europarlamentare. E o situație nefericită despre care știam de mult timp că va ajunge publică, ea era comentată într-un context privat și aș vrea ca om care am adus peste 20.000 de voturi acestui partid, ca om care a fost alături de echipa Mișcarea Populară în 2019, în 2020, aș vrea să fac câteva comentarii personale despre ce înseamnă principiul liderului cu viziune sau fără viziune. Imediat după ce Mișcarea Populară a primit 600.000 de voturi aproape în 2019, am fost dezamăgiți să vedem că cei doi reprezentanți ai Mișcării Populare la Bruxelles au început să voteze, așa cum li s-a cerut de către Partidul Popular European, împotriva polonezilor conservatori, împotriva principiilor creștine care definesc familia ca fiind uniunea naturală între bărbat și femeie, principii care sunt călcate evident în picioare de Ursula von der Leyen și de atâtea alte figuri ale politicii bruxeleze. După această dezamăgire am constatat că un fost candidat la cea mai înaltă funcție în stat, domnul Paleologu, în timpul pandemiei i-a jignit pe cei care au refuzat să accepte o terapie medicală sau vaccinul propriu-zis, i-a jignit socotindu-i niște pari ai societății care trebuie ținuți în afara restaurantelor, în afara clădirilor publice, în afara instituțiilor și, bineînțeles, în afara locului de muncă. Cu alte cuvinte, cel care trebuia să fie apărătorul libertății de exprimare, apărătorul libertății de conștiință, s-a transformat într-un inchizitor. Toader Paleologu a dezamăgit crunt electoratul de dreapta, electoratul conservator, electoratul creștin. De aceea domnia sa caută astăzi o soluție și o salvare în zona USR. Nu este singurul, pentru că tot în zona USR s-a îndreptat, din păcate, Eugen Tomac, păcălindu-i, cred eu, pe partenerii săi de dialog, spunându-le că el are dreptul să reprezinte Mișcarea Populară, când de fapt și de drept Tribunalul București recunoaște șefia lui Cristian Diaconescu, un om cu o viață politică bogată, dar care a fost dus în PMP de către Eugen Tomac și care are în spatele său un congres la care am participat, care l-a validat. Apoi au fost greșeli procedurale făcute de echipa Tomac și acum suntem în această, pur și simplu, în această, aș spune, degringoladă juridică și, bineînțeles, în această confuzie doctrinară. Pentru că vreau să vă spun, dragi prieteni, și e important să vă notați acest lucru, Mișcarea Populară astăzi este pe liste
alături de USR, în condițiile în care USR-ul reprezintă la Bruxelles partida antiromânească a lui Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, cel care a cerut ca avortul să fie un drept constituțional, asta înseamnă că medicii din Franța nu pot să obiecteze în numele libertății de conștiință împotriva acestei practici. De ce? Avortul pentru Macron este un drept constituțional care nu poate fi încălcat de niciun alt cetățean al Franței, nici măcar de un medic creștin. Deci el trebuie să facă ceea ce îi spune statul. Asta este democrația, nu-i așa, de rit nou. Pe de altă parte, Macron, cel care s-a împotrivit ca șoferii români să aibă dreptul de circulație în toată Europa și care a obligat pe șoferii români să se întoarcă cu tirurile goale în România pentru a face pierderi și pentru a nu face profit. Emmanuel Macron, de asemenea, este omul din sectorul politic de stânga al Franței care a redefinit familia și Emmanuel Macron este cel care reprezintă vârful de lanț al globalismului. De aceea se întâmplă ca el să nu aibă voturi și să fie contestat masiv atât de partidul lui Eric Zemmour cât și de partida, bine să spun, doamnei Marine Le Pen. Cu acești reprezentanți ai globalismului se vor întâlni la Bruxelles reprezentanții USR, care numai de dreapta nu pot să fie. A fi de dreapta înseamnă să fii un avocat al libertății și al tuturor instituțiilor care se nasc fără intervenția statului. Biserica este o asemenea instituție care nu are nevoie de stat ca ea să existe. Familia este o instituție care nu are nevoie de stat ca ea să existe. Copiii se nasc în mod natural dintr-o întâlnire între un bărbat și o femeie, nu altfel. Iar cei care reprezintă ideologia de stânga doresc mereu să trimită statul, experții și birocrații statului administrativ să intervină în viețile dumneavoastră, să vă ia întâi de toate banii, să vă ia prin taxe și impozite surplusul, adică să vă ia tot ceea ce înseamnă profit, tot ceea ce înseamnă binecuvântare de la Dumnezeu și, de asemenea, cei care votează cu USR-uri vor vota cu oameni care la Bruxelles vor cere politica porților deschise, vor cere ca Europa să nu mai aibă frontiere, vor cere ca Europa să ofere drept de azil tuturor celor care trec ilegal o frontieră, una Schengen sau nu. Și bineînțeles, în această Europa multicoloră și bineînțeles multiculturală, creștinii vor reprezenta o minoritate persecutată. De altfel, în Franța, creștinii sunt de foarte mult timp o minoritate persecutată, în timp ce islamicii sunt o minoritate protejată. Dacă știați sau nu, am să vă spun eu oricum, în Franța sunt situații în care în școlile unde se servește la cantină carne de porc, copiii creștini care mănâncă carne de porc se trezesc câteodată cu un scuipat în farfurie din partea unui coleg care sigur că vede carnea de porc ca fiind haram, ca fiind nepotrivită cu mâncarea halal. Ați înțeles la ce mă refer. Deci, suntem într-o situație bizară în care vouă, dumneavoastră, românilor, vi se spune votați Forța Dreptei, votați Alianța de Dreapta, USR-PMP. În schimb, cei care se duc pe votul dumneavoastră să vă reprezinte la Bruxelles, imediat se aliniază comandamentelor stângii, stânga globalistă, care dorește ca noi să fim controlați, ca noi să fim, bineînțeles, suprataxați, ca noi să fim întotdeauna consumatori și mai puțin cetățeni ai unui stat național. Și evident ca noi să fim cât se poate de îndepărtați de filonul iudeo-creștin, de filonul biblic, de filonul bisericesc, ca să spunem așa, al vechii culturi europene. Aceasta este tragedia cetățenilor români de 20 de ani. Ei votează niște politicieni care sunt bine plătiți și la București și la Bruxelles, ca politicienii să-i trădeze imediat după ce ei au primit votul. Eu știu că la referendumul pentru familie, Mișcarea Populară a spus că susține familia tradițională. Dar cei care s-au dus să vă reprezinte pe dumneavoastră la Bruxelles s-au dus să voteze împotriva familiei tradiționale. Și ba mai mult, s-au dus să îi penalizeze pe conservatorii din Polonia și din alte țări europene care susțin familia tradițională. Câtă bizarerie, câtă confuzie, câtă contradicție. Așa că, dragi prieteni,
Mișcarea Populară se află într-un impas și electoral, întrucât în sondaje abia mai are 1%, și într-un impas juridic, pentru că sunt doi președinți care revendică dreptul de a conduce această entitate politică, dar și într-un impas moral, pentru că din punctul meu de vedere, politicienii care v-au spus dumneavoastră că ei reprezintă Partida Creștin-Democrată, astăzi nu mai pot să spun asta, după doar 5 ani, ei reprezintă partida chiar anticreștină și o reprezintă cu această duplicitate caracteristică din punctul meu de vedere. Una spun și alta fac, una declară la București și cu totul altfel se comportă la doar 2000 de kilometri distanță la Bruxelles. Uitați-vă cum arată capul de listă sau cum arată pur și simplu prima persoană și care sunt convingerile primului candidat de pe lista PSD-PNL. Din nou același fenomen, dumneavoastră ca popor nu contați, opiniile românilor de rând sunt complet ignorate de cei care hotărăsc să pună cap de listă la PSD și PNL o doamnă cu studii de gen, așa am aflat, și care, evident, nu reprezintă etosul național sau etosul patriotic sau convingerile bunilor și străbunilor noștri, ci ea reprezintă convingerile Comisiei Europene. De altfel, această doamnă Chiriac, dacă nu greșesc, a fost ani de zile reprezentanta Comisiei Europene la București și a încercat să impună și să inducă toate elementele de globalism, fanatic chiar, ale Ursulei von der Leyen în țara noastră. Și parțial s-a și întâmplat. Probabil că doamna Chiriac ar trebui să ne răspundă la câteva întrebări care țin de achiziția de doze de vaccin în perioada 2021-2022. Milioane și milioane de doze care au fost pur și simplu aruncate pe apa sâmbetei, în condițiile în care dumneavoastră sunteți bun de plată, în condițiile în care dumneavoastră ați scos prin taxe și impozite banii din buzunar ca faimosul guvern Câțu să facă achizițiile la presiunea, evident, Ursulei din Bruxelles. Ursula și-a trimis sau și-a pus sula în coasta românilor prin această candidatură de la șefia sau de la vârful PNL-PSD, o doamnă care are o agendă evident progresistă, care e îndreptată împotriva valorilor familiei și împotriva valorilor creștine, și de asemenea, pe lângă Partidul Comasat Român, PCR, pe lângă partidul care acum a abolit distinția între stânga și dreapta, Partidul Comasat Român, există și partidul numit USR, care împreună cu domnul Tomac adaugă la lista de progresiști alte câteva nume, 3, 4, 5, mi-este neclar. Așa că, oameni buni, a sosit timpul să pornim o revoluție, cred eu, a bunului simț, o cruciadă veritabilă în apărarea înțelesului corect al familiei, care rezultă din uniunea naturală între un bărbat și o femeie. Așa apar copiii, așa apar pruncii de mii de ani, în nicio civilizație și în nicio cultură nu a fost altfel. Trebuie să apărăm de asemenea distinția între bine și rău și să spunem că e anormal ca un copil care nu poate să-și ia carnetul de șofer până la 16 ani, care nu poate să aibă drept de muncă până la 16 ani, care nu poate să consume alcool până la 18 ani în Europa și 21 de ani în America, este anormal ca un asemenea copil să treacă printr-o terapie hormonală și printr-o intervenție chirurgicală care îi desfigurează corpul și care la final, nu-i așa, produce o traumă identitară, pentru că schimbarea de sex vine la pachet cu foarte multe și cu foarte profunde angoase în această direcție. Unii spun nu acestui intervenționism brutal în viața familiei, unii spun nu aceste ideologii de gen, alții spun da. Din păcate, Mișcarea Populară, condusă de Eugen Tomac, nu critică ideologia de gen, ci dimpotrivă o susține alături de USR și alături de, din păcate, doamna Chiriac, cap de listă PNL-PSD. Opțiunea este mai clară ca oricând. Trebuie să trimitem la Bruxelles oameni care vă reprezintă pe dumneavoastră, care vă reprezintă vouă valorile, ci nu valorile unor ideologi
sau valorile unor instituții transnaționale care de mult nu mai au nimic de a face cu etosul creștin al civilizației care a prosperat, care a triumfat când cei care au condus-o erau oameni cu frică de Dumnezeu. Trăim vremuri complicate de apostazie, de ateism, de nepăsare, de nesimțire, de amăgire, de autoînșelare. Și voi sunteți cei care puteți face diferența. Vă salut cu respect, cu prețuire și vă invit să deveniți și voi ambasadori ai libertății. Vă invit să fiți și voi relee de transmisie ale unui mesaj sănătos, ale unui mesaj curajos. Avem nevoie mai mult decât oricând de curaj. Avem nevoie să șlefuim piatra cu care, știți, David a lovit în capul lui Goliat, în capul filisteanului care dorea să profaneze chivotul legii, așa cum astăzi sunt profanate în Europa, din păcate, biserici vechi, așa cum astăzi s-au transformat catedrale în discoteci și, mai grav, nu doar în restaurante, ci în spălătorii auto, așa cum astăzi se întâmplă să vedem clerici abuzatori, dar și, atenție, interesați de o binecuvântare în favoarea unirilor nenaturale, pe vremuri a existat, din păcate, în istoria lui Israel, apostazie, nepăsare, necredință, lașitate și lipsă de curaj, ceea ce, evident, că a dus peste Israel foarte multă mustrare și foarte multă suferință. Europa este la răscruce, Europa este subminată din interior și atacată din exterior, Europa are nevoie să se trezească, Europa trebuie să parieze pe valorile puternice care ne dau rădăcină, identitate, substanță și de aceea vă chem să fiți alături de mine și alături de echipa pe care încerc să o construiesc. Acum suntem aproape de Cluj, vom fi de la ora 17 într-o gala conservatorilor extraordinară. Vine și doamna Paula Selling, dar vine și distinsa doamnă Rodica Baciu, o voce a antreprenoriatului feminin. Va veni totuși, trebuie să spunem și asta, o foarte importantă voce a medicinei românești, doamna Camelia Căpușan va fi împreună cu noi, de asemenea Cornel Petrișor, antreprenor român-american și bineînțeles prietenul Oreste Teodorescu. Toți aceștia și mulți alții, surpriză, vor fi prezenți la Cluj, la restaurantul Rod de la ora 17. Dacă nu sunteți în Cluj, încercați să ne urmăriți live, într-o transmisiune directă, chiar pe acest canal. Dumnezeu să vă ajute, Dumnezeu să ne întărească pe toți. Mulțumesc pentru like, mulțumesc pentru comentarii și pentru cele rele și pentru cele bune. Înseamnă că dacă nu vă lăsăm indiferenți, vocea noastră contează. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să binecuvinteze România, Dumnezeu să binecuvinteze Europa și întreaga lume. La revedere!